Președintele PSD, Victor Ponta, ar câștiga fără emoții dacă duminică ar avea loc alegeri prezidențiale, relevă un sondaj al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie. 31% dintre români l-ar vota pe actualul premier pentru funcția de președinte. Victor Ponta este, se pare, și favoritul giurgiuvenilor, înaintea lui Crin Antonescu sau Muguri Sărescu. Dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale, pe cine ați vota? Pe cine aș vota? Pe Ponta. De ce? Pentru că merită. Antonescu. De ce? E mai bun, presupunem. Pe Victor are. Pe Victor Ponta? Păi da. De ce? E mai tânăr, e mai înalt, e și frumos, are cuvinte frumoase, are de toate. Pe Isărescu. Pe toată lumea care e tineri. Dar să facă treabă în țară. Să nu mai să cercem. Peste 30% dintre români l-ar vota pe Victor Ponta. Ce spuneți? Da, e foarte bun. Conform datelor studiului sociologic pentru funcția de președinte, cei chestionați i-ar mai vota pe Mihai Răzvan Ungureanu și Crin Antonescu, 12% fiecare, Traian Băsescu 10%, Călin Popescu Tăricianu 7%, Corneliu Vadim Tudor și Sorin Oprescu 6% fiecare, Muguri Sărescu 4%, Klaus Iohannis 3%, Elena Udrea și pe Emil Boc 2% fiecare, Mircea Joană, Dan Diaconescu și Călin Predoiu ar obține fiecare numai 1% din opțiuni, iar 4% dintre respondenți ar vota alt candidat. Sunt cetățeni care spun că nu vor merge deloc la vot. Dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale, pe cine ați vota? Nu mă mai duc deloc la vot. De ce? Nu sunt mulțumită de ce există în țara noastră. Nu mai votez, domnișoară, pe niciunul, că toți ne minte de 24 de ani. Același sondaj arată că alianța politică PSD-PC-UNPR ar acumula 42% din voturile electoratului pentru alegerile europarlamentare.